Acum da. De pe la parcul Livian. Nu, că îl feresc eu, nu-i problemă. Ok. A reușit și faptul că acest inel a rămas pe dop și nu s-a spart sticla sau acest inel este aproape perfect, demonstrează că am lovit bine, ca să zic așa. Și să sigur că și noastră după ce vezi gusta acest spuman, noi vreau să diferența între spuman și șampanie o cunoașteți. Vreți să vă spun două, trei cuvinte? Ok. Deci dacă pronunțăm cuvântul șampanie, ea se obține doar în zona Champagne a Franței și doar din trei soiuri de struguri. Două negre și unul alb. Și vorbim de celălalt, care este Chardonnay și cele două roșii, Pinot Noir și Pinot Meunier. Concentrația de zahăr este naturală. Tot ceea ce înseamnă efervescență este naturală, este produsă prin fermentarea mustului de strugure și foarte bine conservată, iar când spunem spuman, el înseamnă că se produce în altă țară, de exemplu în România, din alte soiuri de strugure. În Spania se numește cava, în Italia se numește prosecco și tot așa. Nimeni nu face din Pinot Noir, Pinot Meunier și Chardonnay. De obicei, în România se obțin din fetească regală Pinot Gris și Pinot Noir, care este vinificat în roșu pentru a se obține partea de roze și în alb pentru a se obține spumantul alb. Conform normelor europene, din această sticlă nu avem voie să vă servim pe dumneavoastră. Am luptat măcar la legea asta ca o sticlă să rămână doar a mea. După ce îl vezi gusta, cu certitudine veți simți o plăcere. Este cadou companiei Jivei, pentru, special pentru doamne, pentru toți cei care sunteți în această seară aici și sunt sigur că dacă am picinina vindecat omenirea, acest spuman vă va face fericiți. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine!